Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Caragiale e mereu actual, să știți. Ba, nu știu cum, adică mie mi se pare că actualitatea lui se consolidează de la an la an în România, în loc să se mai estompeze așa, cu trecerea timpului. De ce spui asta? Păi uite, deci am un exemplu astăzi. Există un plan de reabilitare a liniei de cale ferată dintre Timișoara și Reșița. Uh-huh. Sunt ceva mai puțin de 100 de kilometri pe acolo, mă rog. E o linie importantă, desigur, mai ales pentru locuitorii din zonă, o linie care trebuia reparată de mult, da? Bine că se întâmplă și acum, nu? Sau nu tocmai. Pe linia reabilitată, trenurile acestea ar urma să circule cu viteza maximă de 120 de km pe oră. Wow. În creștere de la 80 acum. Să nu strice. Maximum. Această viteză de 120 de km pe oră, ea nu este, cum să spun, nu vine așa că se gândește cineva cât să face. Hai, fă-i 123. Hai, punem 140. Nu, se negoci. Nu, se fac niște studii în funcție de necesarul zonei și așa mai departe, de fondurile disponibile. Și viteza asta de 120 de km pe oră e prevăzută în master planul național și e trecută și în caietul de sarcini, pentru care s-au făcut deja studiile de prefezabilitate și fezabilitate. Uh-huh. Adică proiectul e destul de avansat. Dar cumva, unii oficiali din Caraș-Severin, județul unde a cărui capitală este Reșița, deci ăsta este unul dintre cele mai sărace județe din țara noastră, din păcate. E, unii oficiali își doresc foarte mult o tichie de mărgăritar legată de acest proiect de reabilitare. Adică să fie 160 de km, să nu fie 120. Chiar dacă asta înseamnă refacerea proiectelor. Și cum se obține asta? Printr-o intervenție la șeful, șeful politic. Care, ce să vezi în acest caz, este domnul Sorin Grindeanu, ministrul transporturilor și, după cum știm foarte bine, politician de Banat. Păi da, exact. Influent în zona respectivă. Publicația Express de Banat îl citează pe primarul Reșiței, Ioan Popa. Avem, spune dânsul, avem acceptul ministrului Grindeanu să ridicăm viteza de circulație la 160 de km pe oră, lucru pentru care țin să-i mulțumesc public, șef. Domnul ministru Sorin Grindeanu a fost foarte operativ. A înțeles necesitatea acestei modificări de solicitare la proiectant și sper să se întâmple în maniera asta. Și atunci, într-adevăr, vom putea parcurge distanța dintre aeroportul Timișoara și Reșița într-o viteză record. Am încheiat citatul din primarul Popa. Firește că viteza maximă a trenurilor nu poate fi crescută doar că vrea domn-ministru sau nu vrea domn-ministru. Că degeaba zice domn-ministru să fie 160 dacă linia este făcută pentru 120. Uh-huh. Și acum, în principiu, ar trebui să fie reluată întreaga procedură de proiectare, refezabilitate și așa mai departe, timp pierdut, mulți bani cheltuiți, în plus, adică e vorba de zeci de milioane de euro, nu mizilic. Și având în vedere distanța, câștigul ar fi de numai vreo 10 minute. 160, 120 pe 100 de kilometri, n-ar fi un câștig prea mare, știi? Dar nu în cele din urmă. Întrebarea principală e dacă se justifică din punct de vedere economic și al traficului de mărfuri și pasageri o cheltuială suplimentară de așa magnitudine pe segmentul respectiv. Sau e suficient ce e deja prevăzut și s-a studiat deja și în master planul național. De asta zic de Caragiale, domne, să fim un pic, să fim și noi mai... Bun, nu e singura idee bombastică, notează publicația Club Feroviar. Politicienii locali insistă, de exemplu, ca pe linia Timișoara-Reșița să circule trenuri cu hidrogen. Acum, adică trase de locomotive care sunt alimentate cu hidrogen. Asta e o tehnologie nouă, promițătoare, e modernă, e foarte mișto, doar că nu... Poate pentru orice linie și pentru orice număr de pasageri și pentru... Îți trebuie anumite niveluri de trafic și anumite distanțe, pentru că aceste garnituri sunt foarte scumpe. Gen 20-24 de milioane de euro o garnitură de genul ăsta, fără opționale. Dacă încep să pui opționale... Cu banii ăștia se pot cumpăra 5-6 trenuri obișnuite electrice, ba chiar prevăzute cu locomotive electrice cu acumulatori. Ce le oferă autonomie de câteva sute de kilometri, adică se termină linia electrificată, merge mai departe locomotiva pe acumulatori, care are autonomie și aceeași putere, mă rog, de câteva sute de kilometri, fiind mare, poate să aibă și baterii multe și se poate face în felul ăsta, nu mai stai să schimbi cu locomotiva diesel. Ce tare! Nu știu dacă se mai face la Constanța, așa că mergi cu trenul până la Mangalia. Dacă s-o fi făcut linie electrificată, când eram eu mic, mergeam cu trenul, și la Constanța s-o prea trenul în gară, stai 20 de minute, se schimbă locomotiva. Cred că așa e și acum. Așa e și acum, nu? Da, păi la Neptun e linia de cale ferată, e cum a lăsat-o Dumnezeu. Unele lucruri nu se schimbă niciodată. E și păcat.
Da, adică sigur. Chestii... Da, uite, s-ar putea lua locomotivă cu acumulator și merge, dacă nu s-o fi făcut deja. N-ai de unde să știi, da. Bun. Revenind, deci, cu hidrogenul, păi să nu aibă al treilea cel mai sărac județ din România locomotivă cu hidrogen de 25 de milioane de euro. Ar fi păcat. Ar fi păcat. Președintele Consiliului Județean Timiș, domnul Alinic, a declarat în toamna anului trecut, citat de Club Feroviar. Ghilimele. Unii ne-au întrebat. Deci asta este caragiale curat. Fiți atenți la discurs. Unii ne-au întrebat. Ce ne trebuie tren cu hidrogen? Noi nu avem ce băga în straiță și ne trebuie tren cu hidrogen. Da, ne trebuie. Pentru că acest tren cu hidrogen va deschide calea pentru dezvoltarea economică. Pentru ca fiecare om din Caraș-Severin să aibă și ce pune în straiță. Exact la fel era acum 50 de ani și în zona Tirolului, cea mai săracă zonă din Austria, și acum este una dintre cele mai dezvoltate zone din Europa, nu doar din Austria. Am încheiat citatul. Aplauze, ovații, n-ai ca să avem cu eștare. Deci, cum, ce are Tirolul cu locomotiva cu hidrogen? Deci Tirolul s-a dezvoltat că are locomotivă cu hidrogen? Nu știu, știi. Și cum o să deschidă calea către dezvoltarea economică un tren în loc de cinci? Tu dacă ai ști că e tren cu hidrogen, are și să nu te duci să-l vezi? Ba cum să te plimbi cu el, să... Da. Altfel, să știi că e foarte frumos acolo. Eu am fost acum 3 ani. Dar nu de asta este montană, discuția. Nu asta este discuția. Ideea că nu, nu se schimbă peisajul. Dar nu se schimbă peisajul. Ideea este, dacă vrei să dezvolți zona, atunci, bun, faci o cale ferată nouă, permiți dezvoltarea traficului și încerci să ai mai multe trenuri. Nu despre asta este vorba, faptul că e cu hidrogen, adică în afară de faptul că dacă e locomotivă cu hidrogen, ai ce pune în straiță, dacă e o locomotivă de 25 de milioane de euro în loc de 5 trenuri de banii ăștia cu locomotivele aferente, adică cum deschide asta calea către dezvoltarea economică? Mi se pare că dimpotrivă, știi? Există genul ăsta în regimuri autocratice, mai sărace așa, se cheamă proiecte de prestigiu. Faci o chestie scumpă ca să o pui într-o vitrină și să zici, uite, m-am făcut și eu ceva. Dar, de fapt, proiectul ăla de prestigiu, el nu este integrat și nu este gândit să dezvolte cu adevărat, nu e ce trebuie. Da, da. E numai poleială și fundițe. Cam asta ar fi. Da, asta și mai e ceva. Acum îmi cer scuze, sper că nu se supără cineva, dar realitatea e că asta este judecată de Cocalar. Adică n-are, Cocalarul n-are ce pune pe masă la copii, stă într-o garsonieră confort 2 pe undeva, dar își cumpără mașină scumpă să se dea mare la vecini. Mai vezi, prin cartiere sărace și din București, desigur, câte da. O mașină super scumpă într-un cartier sărac, pe un loc de parcare, printre niște mașini vechi de 20-30 de ani, care abia se târie. Înțelegi? Am ce arătat. Bă, m-am realizat. Băi, nu așa arăți că te-ai realizat. Ba chiar, știi, aia care s-au realizat cu adevărat, nu blochează banii în astfel de mașini scumpe, care fac, de fapt, ce face și altă mașină. Te duce din punctul A în punctul B. Poate cine știe. Nu locomotive cu hidrogen, dar da, să mergem și noi în zona respectivă. La Văliu recomand. Foarte frumos. Foarte frumos. Te plimbi pe șosea, înțeleg. Păi, da, e un drum, dar drumul e prost, din păcate. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.